Ora 19, continuă special pe 1 TV, sunt Eli Roman. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei din partea a doua emisiunii. Alături de mine în platou, Radu Delicote, consultant politic. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Profesorul de economie, Cristian Păun, este alături de noi. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Iar într-o legătură video este cu noi sociologul Alfred Bulai. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Iar știrea cu care vreau să începem această discuție, iată, vine după ce... Să spunem așa, scena politică s-a animat după aruncarea în luptă a medicului Cârstoiu pentru primăria Capitalei, după ce candidatul la aceeași primăria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, ia o pauză de la aparițiile publice, a găsit un culoar liber să anunțe că vrea să candideze și Marian Vanghelie. Da, ați auzit bine, fostul primar al sectorului 5 este și el în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, invitația dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Ce faceți, domnule Vanghelie? Candidați? Doamnă, în principiu s-ar putea să candidez. În urma discuțiilor pe care le-am avut la birou la mine cu foarte multă lume, cel puțin în primul rând în sistemul de învățământ, în contextul în care în sectorul 5 sunt aproape 5 școli închise de 2 ani de zile și copiii învață în anumite sedii care n-au nicio legătură cu școala, nu știu dacă cunoașteți sau nu cunoașteți... Eu am fost renumit în toată România vis-a-vis ceea ce am reușit să fac la nivelul sectorului în învățământ. Ca atare, am avut mulți părinți, cel puțin din zona centrală, din zona Panduri, unde la școala 146 este închisă, și am avut mai multe categorii de oameni care tot au venit să-mi spună. Sincer, nu eram foarte interesat, dar în contextul în care văd ce se întâmplă, în contextul în care văd ce se întâmplă la nivelul capitalei, vă spun sincer că o să mai am zilele astea câteva întâlniri și dacă consider că, într-adevăr, oamenii care îmi propun aceste lucruri vor să mă susțină, vă spun sincer că o să candidez, da. Candidați la primăria sectorului 5 sau țintiți chiar capitala? Nu, doamnă, nu. Candidez la sectorul 5. Discuțiile au fost cu oamenii din sectorul 5 vis-a-vis de ce se întâmplă acum. Acolo în sector, nu mă interesează capitala, este o chestie complicată, nu am structură politică, sunt susținut doar de oameni, nu de structuri politice. Ca atare nu pot permite, jocul la nivelul capitalei este puțin mai complicat. Vă pregătiți această revenire, posibil candidat la primăria sectorului 5, ca și independent, discuții și cu partidele politice în acest sens? Avem discuții și cu câteva partide politice care mi-au propus și suntem în discuții să vedem soluția pe care o putem găsi împreună pentru a candida, susținut de mai multe partide politice, nu de a fi pe un singur partid, pe listele unui singur partid. Cu cine aveți de lupt acolo la sectorul 5, da? Lasă moștenire Piedone senior juniorului, Vlad Piedone va rămâne acolo candidat pentru fotoliul tatălui său. De asemenea, Rareș Hopincă va candida la sectorul 5. Aveți șanse în fața acestor nume? Doamnă, eu nu discut de moșteniri, că astea sunt în filme, să știți. La casele regale se pot lăsa moșteniri. Eu discut doar de primarul Piedone și vreau să cred că mă voi bate cu primarul Piedone, nu vorbim de moșteniri. Și nu cred ăsta micul săracul, eu cu Piedone, într-o perioadă am fost și prieteni, știu de lățin minte de când era mic, avea 5-6 ani și duceam niște cadouri. Ca atare, nu știu dacă poate să se bată cu mine ăsta micul. Dacă rămânea singur ca și proprietar domnul Piedone, putea să-l numească. Nu cred că se pune problema în a avea posibilitate și cu mine și fără mine, dacă vreți să fiu rău, ca băiatul domnului Piedone să poată să ajungă primar. Eu cred că e un joc al domnului Piedone și eu, mai ales în contextul că vede că dacă o să intru ca și candidat, cred că o să vină el să se bată cu mine. Cred că așa e corect. Da, chiar vreau să vă întreb, cum vedeți candidatura lui Cristian Popescu Piedone la primăria Capitalei? Ne amintim, nu, că dumneavoastră l-ați lansat așa în politică pe Piedone. Doamnă, viața este complicată, înțelegeți? Deci să ai grijă să nu faci bine cuiva că nu știi ce pățești. Ați înțeles? Deci viața e complicată. Pe domnul Piedone eu îl cunosc din 90. Bine, îl cunosc și dinainte de 90, dar după 90 ne-am împrietenit mai bine și l-am adus în partid.
a venit cu mine în partidul domnului Mitrea și împreună cu partidul domnului Mitrea am venit printr-o fuziune în cadrul Partidului Social Democrat. Da, ne cunoaștem de mult. Dar eu cred, azi am fost puțin prin sector, să știți, și eu cred în ceea ce spuneau oamenii astăzi. Oamenii un pic, cred că s-au obosit cu iarba, prea multă iarbă. În momentul în care înțeleg că vrea să pună niște panseluțe, are o licitație astronomică mare, acolo. Mare, astronomică, ați văzut bine, în contextul când școlile sunt închise, doamnă. În contextul când școlile sunt închise, dacă vă arăt pozele cu școlile, cum au rămas când am plecat eu, când domnul Coldea a vrut să mă ia așa un pic de acolo, de la sectorul 5, dacă vă arăt școlile cum arătau, doamnă, erau exemplar pentru România. Dar asta nu trebuie să vă spun eu, că asta dacă întrebați pe orice director sau pe orice profesor din sectorul 5, vă va spune lucrurile astea. Să știți că unii dintre oamenii cu care m-am consultat foarte mult și țin foarte mult la această categorie profesională și am avut o relație deosebită, nu numai în sectorul 5, în toată capitala, este vorba de profesori. Sunt niște oameni sufletiști, sunt niște oameni cu inimă, sunt niște oameni care... Așa, și domnul profesor Cristian Păun, aici alături de noi, iată, reprezintă cu onor breazla profesorilor. E drept, în sectorul 1, ASEU-ul e aici, în sectorul 1, mai puțin de a face cu domnul Vanghelie. O ultimă întrebare, domnule Vanghelie, dincolo de realizările din mandat dintre anii 2000-2015, spuneți-ne dacă dosarele pe care le aveți sunt o piatră la piciorul dumneavoastră în a pune mâna din nou pe primăria sectorului 5. Păi tocmai vreau să vă spun ceva. Dacă o să mă invitați la emisiune, o să vă arăt unul din dosarele mele care atârnă atât de greu. Ce ziceți dumneavoastră? 14 ani de zile, doamnă... Aproape să se prescrie. Stați un pic, nu, stați, că nu-i de prescriere, e vorba de altceva. 14 ani de zile mă caută că aș fi luat un milion într-un hotel. După 14 ani mi se redeschide dosarul după ce iau NUP de la DNA, iau NUP și spune, domne, nu, vedeți că n-ați luat șpagă, ați dat șpagă. Și acum, după 15 ani, se clasează dosarul și spune așa, nu s-a luat, nu s-a dat șpagă, nu s-a întâmplat nimic. Dar 15 ani, toți cei din primărie au fost într-un stres fantastic. Pentru ce, doamnă? Că am făcut o licitație la salubrizare și am spart sectorul în două pentru 3 luni de zile. V-am dat un exemplu cu dosarele mele. Doamnă, nu cred că doar o licitație. Ceva au văzut acolo procurorii de sau sesizații de atâta. Să fiți sigură dumneavoastră că lucrurile au fost numai așa. Nu sunt sigură, e ceea ce văd, citesc în presă. Vreau să spun, dacă îmi permiteți 30 de secunde, să spun și domnului profesor de la ASE, că nu mai mi-aduc aminte în ce an am făcut un proiect și cu, la vremea respectivă, cred că acum vreo 15 ani, să nu mai mi-aduc aminte, am avut și cu cei de la ASE, cu rectorul de la acea vreme, nu mai știu exact, am avut și am sprijinit și facultatea dânsului. Doamnă, în final, știți ce vreau? În final, 30 de secunde. Pe cine vedeți câștigător la primăria capitalei, respectiv la sectorul 5? Doamnă, la sectorul 5, dacă eu candidez, câștig fără nicio problemă, cu orice candidat. Cu orice candidat. Din punctul meu de vedere, cred astăzi că Nicușor nu mai poate să conducă capitala, din punctul meu de vedere, în contextul în care nici nu mai contează încurcăturile pe care le spune dânsul sau ceea ce se întâmplă. Cred că capitala are nevoie astăzi, doamnă, de un conducător cu 6 oameni care știu și să există o viziune comună. Primarul Negoiță să nu mai stea pentru autorizație de construcție la un proiect. Vă dau un exemplu, n-am fost fanul domnului primar Negoiță, dar am rămas mirat dacă vedeți pasajul. Revenind la capitală, este Piedone, este domnul Nicușor Dan, este medicul Cârstoiu, cine va fi? Eu vă spun doar un singur lucru, doamnă. Domnul profesor, din punctul meu de vedere, domnul profesor, eu am făcut proiecte cu domnul profesor. Domnul profesor, cât a fost director în perioada cât eu am fost primar, am avut Consiliul de Administrație la Spitalul Municipal, am avut proiecte serioase cu domnul profesor și vreau să vă zic că am o părere foarte bună că este un om serios care cred eu că poate să schimbe lucrurile. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Vă așteptăm cu informații, iată, noi vis-a-vis de candidatura la sectorul 5 din partea lui Marian Vanghelie, independent sau nu. Domnule profesor Bulai, vă dau cuvântul dumneavoastră, se mai animă așa un pic scena politică a candidaturilor anunțate pentru primării?
Da, sigur că da, se animă pentru simplu fapt că, evident, domnul Vanghelie are o șansă importantă la sectorul 5. Domnul Piedone face ceva care arată nivelul la care a ajuns democrația în România, când intri într-un joc lăsându-l pe fiul tău acolo, adică e chiar ușor penibil, mergând pe ideea că se transmite, ca Din să zic tată în așa, fiu. da? Din tată în fiu, ceea ce este sigur că se mai poartă și pe la alte nivele pe transmiterea de la tată la fiu, adică n-a fost, nu-i vorba numai de România, totuși e destul de aiurea. Domnul Vanghelie are sigur șanse uriașe la sectorul 5, asta pentru că în mare măsură structura pe care s-a bazat domnul Piedone este a lui Vanghelie, adică în realitate el are oamenii lui acolo și este foarte probabil ca să fie primarul, dacă nu alte probleme de altă natură din afara jocului politic. Deci, din acest punct de vedere, încurcă și pe domnul Piedone, pentru că domnul Piedone nu va câștiga capitala, dar nu va mai fi nici la sector, ce probabil că iese cam șifonat din povestea asta. Mă întorc la Da. această afirmație, domnule profesor Bulai, că nu va câștiga nici capitala și nu va avea nici fotoliu unde să se întoarcă la primăria sectorului 5. Nu înainte de a-l asculta și pe Radu Delicote, vis-a-vis de această, iată, acest anunț de posibilă revenire pe scena politică, candidatul Marian Vanghelie la sectorul 5. Candidat independent, o singură frază vreau să zic, dacă vreți ca o concluzie, candidat independent fără structură de partid este foarte greu să reușești. Deci, de bine de rău, tot ai nevoie de o structură de partid, fie și într-o alianță, fie doar partid simplu. Asta unul la mână. Și până la urmă, ai nevoie de oameni în secțiile de vot, ca să poți să știi că ce se întâmplă e totul corect și onest, unul la mână. Și doi la mână, am înțeles și mi-a plăcut, din perspectivă de comunicare, mă refer aici, mi-a plăcut ștampilarea cu ăla micu și am înțeles de ce a făcut-o. Da, sectorul 5 rămâne o miză. Asta înțeleg astăzi, din anunțul pe care l-am văzut mai devreme. Sectorul 5 rămâne o miză mai mare decât am crede la prima vedere. Și cred că sunt foarte curios, de fapt, nu cred, de ce structură de partid va veni în spatele domnului Vanghelie dacă va fi se întâmplă așa. Crezi că va fi și un partid, va găsi Doar o... sprijin, vă rog, domnule Bulai? Nu, vreau să spun că acolo structura este a lui Vanghelie. Partidele au structura lui Vanghelie și au moștenit-o. Deci acolo controlul a fost total la nivelul sectorului. Sigur, nu mai poate fi identică structura domnului Vanghelie, dar domnul Vanghelie cu siguranță are tot ce trebuie acolo. Deci nu e nicio problemă nici în secții de vot, nimic. Problema este sigur că nu va fi aceeași ca cea pe care a avut-o când controla absolut tot sectorul. Atenție, în general știu foarte bine aceste lucruri legate de modul în care funcționează aceste structuri. Partidul acolo este creația liderului local și a reușit să controleze acest lucru. Repet, de altfel, în mare măsură, domnul Vanghelie n-a spus că a existat o înțelegere importantă cu domnul Piedone atunci când domnul Vanghelie nu mai putea sub nicio formă să candideze, mă rog, nici nu avea cum, și oamenii domnului Vanghelie au rămas în structurile din primărie. Adică e un pic mai complicată treaba pentru că acolo există, ca dovadă că uitați-vă opțiunea strategică a domnului Vanghelie care arată că gândește bine. Adică a dat soluția la capitală, da? Care v-a sugerat ce? Că putem colabora. Adică e un joc politic și sigur are toate drepturile să joace. Repet, e un joc în care are aceste abilități de a negocia, că la urma urmei acolo contează și negocierea pe care o ai cu toate structurile. Eu aș mai adăuga doar un singur comentariu. Toată povestea pe care noi o comentăm aici este despre cel mai sărac și mai puțin dezvoltat sector al Bucureștiului, până la urmă. Și cumva observați, concurența cea mai mare aici, mai ales din partea unor independenți, cumva explică, da, și revitalizarea unor personaje care au sărăcit multă vreme prin deciziile lor acest sector, cumva explică, să spunem așa, situația lui din momentul acesta. Deci oamenii o să voteze în continuare non-soluții,
și oameni care au călărit pur și simplu bugetele acestor sectoare rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării. Sector rămas în urmă de care vorbiți, domnule profesor, dar acolo unde Cristian Popescu Piedone a avut în derulare o licitație de 1 miliard de lei pentru amenajarea spațiilor verzi. 1 miliard de lei. Da, pentru că proiectele cele mai ușoare pentru acești edili au fost întotdeauna rondouri și panseluțe. București are probleme imense pe toată zona de infrastructură. Din păcate, atât înțelegem noi, să rezolvăm problemele imense ale Bucureștiului plantând panseluțe, iar dacă un primar nu o face, toată lumea e cu tunurile pe el, că de ce nu sunt panseluțe, floricele prin oraș, deși conductele crapă și mustez de apă prin toți porii. De astea se ocupă domnul Nicușor Dan cu conductele. Oricum și lui s-au reproșat multe panseluțe care nu s-au plantat și multe festivaluri care nu s-au făcut și focuri de artificii care n-au pușcat pe cerul Bucureștiului. Și parcuri care arată deplorabil, da. Și spații de joacă de copii deloc sigure. Cred că Bucureștiul are niște priorități pe care ar trebui să insistăm în perioada următoare, pentru că, vă dați seama, degeaba avem panseluțe și floricele prin parcuri, în condiții în care 40-50% din apa caldă noi o băgăm în pământul Bucureștiului, adică pierdem bani din buzunarul nostru, ignorând problemele reale pe care le are București, probleme de trafic. Probleme de trafic care nu se rezolvă fără investiții în infrastructură. Și vorbim aici și de transportul public, vorbim de asemenea de transportul rutier și așa mai departe. Mă întorc la candidații anunțați în această săptămână. Radu Delicote, medicul Cârstoiu anunțat cu surle și trâmbețe în această săptămână de către Alianța PSD-PNL, care a pierdut însă capul de listă care ar fi trebuit să deschidă europarlamentarele. Doamna independentă pe care am așteptat-o și pe ea vreo câteva săptămâni, până să o găsim în doamna Ramona Chiriac, care, ce să vezi, nu mai vrea. Aș vrea doar, am văzut că a scris pe Twitter, parcă a postat, că sunt motive personale pentru care a renunțat la această candidatură. Și m-aș rezuma doar că de aici încolo doar fac presupoziții. M-aș rezuma, cred că, la o singură situație pe care și-a pus-o ca un soi de întrebare, dacă vreți. Ca europarlamentar de succes la Bruxelles, îți trebuie o familie politică. Ori cred că aici a fost dilema și cred că aici a fost poate o parte din decizia dumneai de a renunța, ca, cu care familie politică se asociază sau în care familie politică la Bruxelles intră, în speță cu care partid în România va lucra mai îndeaproape. Mă gândesc, repet eu, presupoziție, nimic mai mult, mă gândesc că aceasta ar putea fi baza sau una dintre bazele, pilonii deciziei dumneai de a renunța la această candidatură cap de listă. Medicul Cârstoiu, domnule profesor Bulai, cu ce șanse îl vedeți la primăria capitalei? Tot mai mulți specialiști vorbesc că, domne, nu are timp să crească, nu este cunoscut. Sigur că da. Domnul Cârstoiu are, sigur, șansa sa, pentru că este susținut de PSD și PNL. Din punct de vedere matematic, are șansa să fie viitorul primar al Bucureștiului. Nu aș ști însă două lucruri. Unu, deocamdată nu l-am văzut suficient de mult pe domnul Cârstoiu ca să-mi dau seama care este șansa de a face performanță în următoarele săptămâni ca să crească, pentru că aici ține și de performanța pe care o ai, cum spuneți voi, în presă, trece sau nu ecranul. Cum anume, ce gen de pregătire are, ar trebui să aibă, pentru că aici trebuie să te pregătești, nu are nicio legătură cu faptul că ești tu medic sau știu eu ce alt gen de personalitate. Evident că este foarte cunoscut în comunitatea medicală, punct, adică nu îl știe lumea la nivelul populației Bucureștiului, sau mult prea puțin pentru a avea vot popular, dar, repet, are șanse. Eu știu foarte bine că atunci când doamna Firea a intrat în luptă și a câștigat, adică acum în 2016, habar n-avea nimic despre București și a învățat într-o lună de zile real niște lucruri spectaculoase. Adică ce vreau să zic, poate să, sigur, doamna Firea era deja cunoscută, avea un notorietatea publică din partea
Dar, repet, sigur, avea și, ca întotdeauna când ai notorietate, vin și bilele negre, că nu numai alea pozitive. Adică, din punctul ăsta de vedere, are șanse, dar, repet, e în funcție de ce... Sunt două lucruri. Ce capacitate va avea să facă față, să se pregătească, ca în sport, doamnă, deci trebuie să ajungi la o anumită formă, nu contează, deci trebuie să te pregătești. Și doi, acolo există un joc politic unde mă pot întreba la primar de sector, din punctul meu de vedere, care nu știu în ce măsură se vor implica maximal, ca să zic așa. E vorba de domnul Negoiță și domnul Băluță, care sunt piloni importanți pentru București, pentru că sunt două sectoare importante unde ei au capacitatea de a strânge voturi și importante. Sigur, și ceilalți primar pot fi importanți, dar din punctul ăsta de vedere jocul este la modul acesta. Dacă îmi permiteți doar un minut, aș continua ideea domnului profesor Păun. Daia are perfectă dreptate. Nu există niciun primar cu viziune în București. Ei au doar chestiuni de imagine, de costuri, nu? La mine în sectorul 6 se sparge totul ca să se facă același lucru, adică parcare pentru mașini, spargem, rupem, deci s-au băgat bani extraordinari ca să fie vopsită și cu, adică nimic spectaculos, nu e nicio parcare în plus, sunt de fapt în minus, sunt lucruri care n-au nicio legătură cu ideea de primărie, parcurile sunt, doamnă, ceva pentru parc, adică pentru spectacol, nu e pentru târg parcul. Sunt mii de mașini în parcul Măgureș care vin peste noapte ca să meargă lumea de să ia mititei în parc. Nu ăsta e scopul parcului. Deci de cluburi în parcul Regele Mihai, postul Terăstrău. Eu am dat exemplu că sunt la mine în cartier, dar cu siguranță eu dau exemplul. Nu există această problemă de a... Dom'le, la sectorul tot așa, să știți că cu... Nu m-am dat-o să mai de mult, s-a cumpărat gazon pentru 1.000.000 și ceva de euro. Gazon, dar știți, pentru scoar, pentru astea. Adică nu de parc. Vă dați seama de ce se fac floricele și... Păi vă spun eu de ce. Simplu, pentru că nu le ai în gestiune, că s-au ofilit. Adică, cu alte cuvinte, nici naiba nu o să ne mai controleze vreodată. Adică e o întreagă mafie din acest punct de vedere, deci nu numai că sunt fără viziune, dar sunt bun la afacerile care evident nu ajută orașul, că nu e o glumă asta. Să știți însă că chiar am avut cercetări și să știți că sunt mulți oameni care nu prea mai sunt veseli că văd spații verzi și, adică oamenii au alte probleme mult mai importante. Adică le ascultă aceste probleme importante. O decizie înțeleaptă din partea lui Cristian Popescu Piedone, stop, nu mai ies în presă, nu mai ies la televiziune, nu mai merg la emisiunile politice, merg acolo, în Piața Obor, merg în sectorul meu să vorbesc cu locuitorii sectorului, cu locuitorii capitalei, pentru că vreau să fac pasul ăsta spre capitală. No, asta sunt, e modalitate de campanie de anii 90. Domnul Piedone a fost bun la chestia asta pe vremuri. Nu degeaba te întorci la piață pentru că ai populația care are cu totul alte probleme și sigur dacă te duci cu prietenii tăi în piață vei avea senzația că toată lumea te iubește. Deci nu e chiar. Radelicote. Mă uit la medicul Cătălin Cârstoiu, care în acest moment ar fi singurul candidat care are asigurată majoritatea în primărie înainte să fie ales. Mă uit și la actualul primar, care abia săptămâna aceasta a reușit să aibă un buget al primăriei votat. Nu știți cum suntem în România vis-a-vis de campaniile electorale? Ne uităm la locale de multe ori și pierdem esența, așa cum ne uităm la prezidențiale de multe ori și pierdem esența. În sensul în care credem că prezidențiale sunt cele mai importante, ca miză, mă refer, legislativă și reală pentru România, și președintele are atribuții nu mai puține decât Parlamentul, de exemplu, da? Și comparativ la fel, noi ne uităm la primar ca la președinte, ca la conducător, unde un primar fără consiliu local este, să știți, o pânză ruptă în vânt. Din acest punct de vedere, cred cu adevărat că trebuie să ne uităm și la campanie și la rezultatele de după, la majoritățile consiliilor locale din această țară, pentru că aceste majorități, aceste consilii locale, de fapt, vor impune sau vor tăia sau vor face politicile publice. Nu primarul. Primarul, de la un punct încolo, este doar obligat să semneze ceea ce consiliul local îi pune în față pe birou.
Din acest punct de vedere, da, o majoritate în Consiliul Local poate să te ridice, inclusiv la nivel de imagine, inclusiv la nivel de politici publice, succes de imagine, sau poate să te execute politic și nu numai. Vreau doar să completez foarte bună observația. Asta arată de fapt o breșă sau un punct slab al sistemului de administrație publică din România, pentru că, de exemplu, un primar independent n-are nicio șansă. Pentru că el se va trezi întotdeauna cu un consiliu local în opoziție și toate proiectele pe care le are și cu care intră în campanie și câștigă votul oamenilor pot fi absolut trântite instantaneu de un consiliu local, cum să spun eu, ostil. Și atunci cumva cred că ar trebui regândită puterea primarului, în sensul că, bun, mă consult cu zona consiliului local, dar pe anumite elemente decizia să rămână în principal la el. Altfel, într-adevăr, putem să renunțăm la primar, dacă tot nu are nicio problemă, se alege din consiliul local, șeful consiliului local devine primar, n-are sens să mai organizăm vot pentru primar, având în vedere modul actual de guvernare pe partea administrativă a României. Domnule, președintele consiliului local, ales de către consilierii locali desemnați de noi, ar trebui să fie primar. Să nu mai votăm primarul, pentru că, uitați, apare această problemă, ca să nu mai vorbim de faptul că nimeni nu discută de multă vreme cu motoarele turate simplificarea administrației publice locale din România. De ce avem nevoie de sectoare? Haideți să fim serioși, creăm niște feude din astea cu consilii locale în spate, cu primari. Noi aici ar fi trebuit să discutăm efectiv de primăria Bucureștiului, punct. Ca să nu mai vorbim de faptul că ar fi trebuit de fapt să discutăm de primăria zonei metropolitane București, în care tot ce înseamnă Ilfov ar fi trebuit inclus în București. Și această primărie, prin consiliul său local, să aibă într-adevăr un rol în a externaliza servicii publice, în a obține contracte de curățenie cu licitații publice, transparente, cu firme care să facă treaba aceasta, nu să aibă propria firmă de curățenie. Nu, așa se întâmplă în orașele mari. Uitați-vă la Berlin. Berlin are 300 de angajați în primărie, atât. Deci nu au sectoare și ce avem noi. Și cu treci. Magazine și supermarketuri închise duminica. O să ajungem și la acest subiect, cel puțin am văzut la Berlin, dar nu este singurul caz. Radu Delicote, în schimb, în lipsa acestor strategii, gândiri pe care să le avem vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă primăria capitalei, zona metropolitană a Bucureștiului, avem candidați cu programe, avem candidați cu proiecte, avem candidați care știu ce vor odată ajuns în acele fotolii sau dacă și le păstrează? În București sau în țară, mă întrebați? La nivel de capitală, la nivel de țară ajungem încet, încet, dar pentru nu cred că mi se pare că e foarte greu astăzi să faci o campanie reală, onestă și bună în București, pentru că București este un mediu atât de eterogen electoral, încât realist este dificil să poți, adică orice program ai veni, vor exista părți pro care te vor susține și vor exista părți contra care te vor. Adică București în sine, din punct de vedere electoral, este acid vis-a-vis de cât de eterogen este, cât de diferit suntem cu toți în acest oraș. Și da, când ai 7 primării, 7 consilii locale, 7 decizii diferite sau 7 tipuri de decizii diferite, e foarte aproape imposibil, nu vreau să zic dificil, să așezi pe toți la masă și să propui o viziune unitară ca primar general. Și mai e o chestie, mai e un lucru foarte interesant de ținut cont, să știți că primăria generală este singura primărie din țară care nu are venit propriu. Deci primăria generală primește bani doar de la guvern. În esență, ce fel de primărie este? Este o primărie strict bazată pe lobby și atât. Nu este bazată pe banul contribuabilului, îmi cer scuze, așa cum funcționează o primărie. Adică primarul Bucureștiului are două lupte de dus. O luptă cu consiliul lui și o luptă mai sus cu guvernul. Ceea ce până la urmă iar ridică un semn de întrebare. Și asta pentru că, de fapt, în București am tăiat plăcinta anumită bugetul Bucureștiului pe sectoare. Și, de fapt, primăria Bucureștiului trebuie să se descurce cu buget propriu pentru lucruri care se întâmplă la nivel de București. Iar eu un fel de struțo cămilă. Haideți să vă dau un exemplu. Aveți fotografie din spatele noastre cu Calea Victoriei. Șoseaua, trama stradală, cum e numită, ține de primăria generală, trotuarul și cu iluminatul public ține de primăria de sector. Despre asta vorbim. Deci aceasta este situația în Ministerul Bucureștiului astăzi în mod real. Și atunci e foarte greu să vii cu o campanie electorală în sensul de proiecte
în sensul în care oamenii să te voteze pe proiect. Și atunci, unde te duci? Te duci pe latura de imagine, te duci pe latura chiar cu riscul de populism, te duci pe latura de poate scandal, poate construcție de genul ăsta. Mai ales independent. Că mai ales independent. N-ai pe nimeni din sectoare care să vină să zică, uite, eu am proiectul ăsta cu lumina de pe stradă, tu ai proiectul ăsta cu strada. Deci, eu doar atâta mai întreb. Credeți că se mai votează în 2024 programe? Nu știu. Domnule profesor Bulai, ce votează bucureșteanul? Mai întâi, ca să fac o rectificare, bugetul primăriei este al treilea buget al României. Adică e imens. Ca valoare, din, da. Din acest punct de vedere, nu îi fac grija primarului. Pe de altă parte... Deci primarul are cu ce? Primarul are o putere uriașă. Astea sunt glume. Nu e politică treaba la Consiliul Local. Îmi pare rău. Nici măcar nu e foarte... E transpartinică lumea pe acolo. Adică nu e o problemă. Un primar știe să... Dacă știe să negocieze bine, va trece tot ce vrea. Nu știu cât de ușor îi va fi. Vedeți cazul de la sectorul 1, unde Armand Clotilde a fost destul de desfaultată. Proiectele nu au putut fi puse în aplicare pentru că nu a avut votul consilierilor. Și Nicu Șordan. Și Nicu Șordan cu bugetul. A făcut spectacol mult, dar și-a văzut ea de treabă acolo. Nu știu dacă bine, asta e altă discuție. Am dat exemplul lui Funar, ultimul mandat al lui Funar. N-a avut niciun... Toate proiectele lui au fost trecute în unanimitate în Consiliul Local, adică cu DMR-ul alături. Adică, nu, e vorba de modul în care știi să faci politică la nivel... Repet, poate să placă sau nu chestia asta. Și atunci, deci, din punctul ăsta de vedere, Nicu Șordan nu știe să facă politică la nivelul primăriei lui? Dar nu-i duceți grijă lui Nicu Șordan, că nu mi se pare că are chiar mari probleme. Că plânge el, spațiu public, altă poveste. N-a avut. Deci asta sunt... Atenție, e o retorică frumoasă și Băsescu ne-a zis, domnule, dați în consiliu, că de-aia nu fac eu multe lucruri. Adică nu, a ținut un partid cât era la primar, adică nu, sunt multe afaceri pe acolo, nu e... Adică nu e chiar așa de dramatică povestea asta. Sorin Proprescu a fost cât se poate de independent aparent, da? Pentru că de fapt a avut de partea lui nenumărat oameni din Consiliul Local, pentru că nici mai conta, chiar i-a dat mai bine, că putea să fie, că teoretic nu mai era alături de PSD, fiind sigur de la PSD. Deci revenind la mecanismul politic de la nivel local, s-a spus un lucru foarte important aici și absolut de acord. Și anume, da, nu au sens primăriile de sector în România, în București. E clar că este o aberație din punct de vedere organizatoric al Bucureștiului. Mă refer la modul în care, de exemplu, unde sunt drumuri naționale, unde sunt, sigur, și cei mai mulți bani, pe unde trece RATB-ul. Dacă e între blocuri, e primăria. Sigur că unii repară în martie și alții în noiembrie, adică că n-au nicio legătură. Se aruncă bani la nivel de sectoare inimaginabil, tocmai pentru tot felul de fantezii, nebunii. Am dat exemplu, în drumul Taberei s-au schimbat vreo 5 ori florile. Adică poți să pui, dracu, niște... un spațiu frumos verde, să fie peren acolo, că să fie non-stop, și îl întreții. Nu scoți tot de 3 ori pe an, adică sunt bani aruncați. Lucruri pe care, să știți, în cercetare, nu le-au atât de proastă, le-a înțeles. Sigur că întrebarea este dacă ai alte viziune. Din păcate, multe probleme, într-adevăr, nu sunt doar ale primarilor, ci și ale modului în care funcționează legislația din România, care permite acest ping-pong în care primarul de sector cu ăla de la capitală se bat. În realitate, toți au niște interese ale lor, n-au nicio treabă cu cetățenii, dar care, sigur, sugerează fiecare că problema e la altul acasă, când ar trebui să fie doar și numai la nivelul Bucureștiului. Dar asta ar însemna o discuție vis-a-vis de sistemul administrativ în România. Știți că în România sunt localități care sunt aproape la nivelul unui bloc? Adică, în mod normal, ar trebui să aibă un administrator de bloc, nu primar, cu 100 de oameni. Pentru că sunt comunități care au rămas cu foarte puțini oameni și au primării, au aparat, că nu e vorba de primar aici, primarul ca primarul, dar are Consiliul Local acolo, are o groază de angajați primăria. Nu are sens într-o lume normală să ai asemenea structură care nu are ce face pe acolo. Mie asta presupune o regândire a regionalizării, pe care, evident, la fel, o întârziem să nu asumăm.
Avem domnul Bulai, avem două municipii între care există 2 km, Săcele și Brașov. Deci suntem pur și simplu stupizi noi ca oameni. Deci efectiv nu reușim, vă dați seama, nu reușim noi, opinia publică, să punem presiune ca astfel de anomalii să nu mai existe. Credeți-mă, se va organiza alergeri, se vor organiza alegeri și în municipiul Săcele și în municipiul Brașov anul ăsta. Deci iar n-am reușit să rezolvăm problema. Mai sunt, că sunt multe exemple de tipul ăsta. Așa zis, sectorul agricol Ilfov trebuie să fie zona metropolitană București, punct. Nu trebuie să aibă nicio legătură cu... Nu e un județ în sine, e și cel mai ciudat județ din România, că e un fel de cerc. Sigur că la un moment dat ar trebui să existe o forță politică care să majoritară, care să facă acest lucru. Va face? Nu, pentru că în acest moment există nevoia unei nevoia de multe locuri în administrație pentru oameni din partide. Și atunci e cam greu ca un partid să facă o sinucidere, să facă harakiri, cum ar zice japoneze. Adică, ce vrei, să dai afară mii și mii de oameni? Nu uitați că în România sunt localități unde cel mai mare angajator pe piață e primăria. Păi cine ar face... Mulțumesc tare mult, domnului Arfed Bulai, pentru această intervenție. Ne oprim pentru o scurtă pauză. Ne reîntoarcem, vorbim și despre spaima închiderii supermarketurilor în weekend, alături de profesorul Cristian Păun și de consultantul Radu Delicote. Pe cine vizezi? Va fi destul de greu să ne obișnuim cu varianta aceasta. Știu că în străinătate se mai poartă, dar... preferabil ar fi să rămână deschise și în weekend, sau măcar o parte din ele. Nu aș fi de acord. Mi se pare normal ca și oamenii ăia să-și ia liber într-un weekend. Cel mai des să fac cumpărăturile în weekend. Deci pentru mine nu este o inițiativă bună. Dacă ajută micii comercianți, e o idee foarte bună. Mi s-ar încărca programul în timpul săptămânii, dacă s-ar închide în weekend. Ne obișnuim cu orice în viață. Să știți că e o idee bună în general. Afară am văzut că se practică chestia asta. O nouă propunere în discuție, mai exact în analiză, așa cum spunea premierul Marcel Ciolacu, care a dat spre analiză această propunere privind eventuala închidere a supermarketurilor în weekend, pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri. O propunere care vine la scurt timp, după ce a anunțat în această săptămână că va prelungi și acea ordonanță cu privire la plafonarea daosului comercial până la sfârșitul acestui an. Poate chiar se va gândi să meargă până în primăvara anului viitor, profesorul Cristian Păun. Spaima închiderii acestor supermarketuri, cu ce costuri, analiza va fi destul de simplă, nu? Se vor uita la banii care sunt încasați cu supermarketuri deschise și fără supermarketuri deschise. Din punct de vedere al guvernului, ei vor pierde bani, pentru că orice activitate care nu are loc economică presupune inexistența unor taxe. Deci, cel puțin pentru mine este ilogic să faci așa ceva cu deficitul pe care l-ai, pierzând 2 zile din 7 de încasări la bugetul statului, care se întâmplă în zona de weekend. 2. Nici electoral nu cred că dă bine, pentru că, de exemplu, familiile cu copii, care în timpul săptămânii au program, până seara, du-i la karate, du-i la nu știu ce, du-i la engleză, cumperi repede ceva de prin oraș, rezolvi, dar în timpul weekendului te duci și cumperi cele mai multe, să spunem, produse. 3. Există astăzi și se dezvoltă foarte tare varianta online de cumpărături, ceea ce din nou va pune o problemă, pentru că supermarketurile vor fi înlocuite sau vor fi și mai puternic concurate de servicii de cumpărături online. Și 4. Supermarketurile își vor dezvolta propria lor rețea în cartier, de mini-marketuri. Deja există o dezvoltare pe principalele supermarketuri, ceea ce înseamnă că scoate din discuție și acel argument că, vezi, doamne, micii întreprinzători cu alimentară de bloc sau cu magazin mix de bloc sunt afectați de faptul că în weekend se întâmplă lucrurile astea. Trebuie să înțeleagă politicianul român că această măsură nici în Europa nu se mai bucură de un succes. Și-au dat seama și europenii că, de fapt, este o mare problemă să faci lucrul ăsta. 2. Până la urmă și politicianul trebuie să țină cont de modul de a cumpăra al românilor. Eu vreau să văd, înainte de orice politică publică pe care o vehiculează politicianul român
prin fața noastră, să văd și eu un studiu de impact și să văd și eu câți români preferă să cumpere în weekend și câți români vor fi afectați de o astfel de decizie. Eu am fost personal astăzi într-un supermarket făcându-mi cumpărăturile. Era plin în supermarket, oameni care cumpărau pentru săptămâna care urmează și pentru școala copiilor și pentru ei, astfel încât în timpul săptămânii să nu aibă astfel de stres pe cap, ci să se concentreze pe alte activități și nu pe mers la cumpărături. Bun, acum această propunere de închidere a marilor magazine în weekend a fost făcută de reprezentanții micilor comercianți care semnalau că vânzările lor înregistrează scăderi de până la 30-40% în aceste zile. Mi-e clar, nu, Radu Delicote, că se va lua o decizie chiar și aici electorală, să vedem cum nu supărăm electoratul din țară. Și în general, de la propunere sau de la idee până la decizie concretă votată în Parlament sau dată trecută prin guvern, este cale lungă. Deci mai durează. Momentan e doar o discuție. Cred că se vor dezvolta, dacă vreți, platformele online, adică supermarketurile în timpul săptămânii o să devină magazine de desfacere de acord și în weekend o să devină depozite în care vine cât un livrator și ia mai departe ce comandă lumea. Cred că va fi un soi de plan B, o măsură de genul ăsta. Mai ales că la supermarketuri nu ai evaziune, adică acolo e totul scos, da, la alea mai mici. Nu știu dacă se înregistrează chiar totul pe chitanță, multe pe caiet. Mă rog, glumesc acum, dar sunt niște mai lucruri sunt. Care mai scapă. De ce ți-ai dori tu să schimbi o treabă care se întâmplă fiscalizat, totul cu ceva dubios la subsol de bloc? Iată că nu mai doresc nici să schimbe acea plafonare a daosului comercial. Atât de bine le arată studiile, calculele, realitățile zilelor noastre că vor prelungi această măsură, asupra căreia chiar și Consiliul Concurenței încă de anul trecut, de la sfârșitul anului, spunea: domne, ok, a fost o măsură temporară, trebuie să ne gândim la altceva. Nu putem ține această plafonare la nesfârșit. Pe mine mă distrează că, de exemplu, în cazul supermarketului, deși nu e așa, nu e realitatea asta, spun: domne, și în alte țări din Europa se întâmplă treaba asta, deci trebuie să facem și la noi așa. Ei bine, la plafonare e pe invers. Nu există țară în Europa care plafonează în momentul de față prețul alimentelor, dar aici argumentul e... A fost în Ungaria, tot așa, anul trecut. Da, dar au renunțat la ea. Și francezii, dacă mă înșel, și ai TVA scăzut la produsele locale și la produsele... Noi nu mai avem așa ceva. Deci noi am mărit TVA-ul, am introdus tot felul de taxe pe zahăr, pe adiționale, deci noi am mărit TVA-ul, practic. Pentru multe produse care aveau cotă redusă de TVA, noi am mărit TVA-ul și atunci... Vedeți, și asta e o a doua discuție. Pe de o parte venim cu plafonarea daosului și o vindem ca, vezi, doamne, mare soluție. Dar uităm să spunem că, de fapt, la multe produse de tipul ăsta noi am ridicat TVA-ul din motive, din considerente fiscale. Pe de altă parte, am spus-o, această plafonare, 1, n-ar trebui să fie niciodată practicată pe termen lung. 2, nu a avut efecte, pentru că degeaba plafonezi tu daosul comercial la făină și nu plafonez la detergent, și am văzut ce inflație am avut pe detergent sau pe produse cosmetice. Și 3, plafonarea respectivă, atenție că este o plafonare de adaos, ori adaosul comercial este un procent pe care tu l-aplici la costuri. Ori dacă costurile tale cresc, salariul minim a crescut, prețul utilităților a crescut și așa mai departe, costul, tu degeaba aplici un adaos plafonat la niște costuri care au crescut. Prețul final va fi mai mare. Și ajungem să vorbim de două lumini paralele, Radu Delicote. Fac referire și la recenta vizită a reprezentanților Comisiei Europene, care ne criticau întârzierile în privința PNRR-ului și avertizau asupra situației fiscale, iar guvernul vorbește despre progrese remarcabile, șantiere și spitale noi. După care am văzut și reacția ministrului de finanțe imediat, că nu, de fapt, stați așa, că nuanța a fost alta, că noi suntem în dialog comun, permanent, și o să vedeți că va fi bine. În întârziere suntem. Da, și asta se vede. Este clar. Și se vede că o serie de inclusiv de plăți nu s-au făcut pe PNRR. Într-adevăr, cred că nemulțumirea Comisiei Europene vine foarte mult și de la măsurile fiscale vis-a-vis de micro-întreprinderi pe care le avem, care în continuare, într-adevăr, de bine de rău trebuie să o spunem, sunt printre cele mai relaxate din Europa. Cred că noi și Portugalia ce mai suntem
vis-a-vis de aceste dar măsuri. Dar și asupra acestor mai trebuie să lucrăm. Da, mai trebuie să lucrăm și aici. Deci mai e cale lungă până departe, ca să fiu poetic, dar în an electoral guvernul nu are luxul să comunice decât populist vis-a-vis de aceste subiecte. Pentru că asta e situația. Deci îți faci calculul foarte simplu la finalul zilei. Accepți niște critici, fie ele și constructive, și reușești să impui o serie de măsuri nepopulare, sau ieși cu mesaj de liniștire, dacă vreți, ghilimele de rigoare, a populației, în care totul e bine, e ok, și o dregi, o peticești pe parcurs. Cred că varianta. Noi să trebuie să spunem adevărul, da? În 2023 nu s-a încasat niciun euro pe PNRR. În 2023. Iar din actualul buget programatic, da, al Uniunii Europene, din care avem fonduri pe coeziune, n-am încasat niciun euro pe proiectele de coeziune, pe noua programare bugetară. Deci suntem campioni. Mulțumesc tare mult, Cristian Păun, domnule profesor Cristian Păun și Radu Delicote. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Știrile orei 20 în doar câteva minute. Rămâneți cu B1 TV. O seară excelentă!